La știrile Bucovina TV, alături de noi, se află jurnalistul Mihai Chira. Bine ai venit, Mihai! Bine, te-am regăsit, Oana! Să trăiți! Alt tonus! Preventiv! Că nu se știe preventiv? Niciodată! Nu se știe niciodată de ce... Ai fost aseară la unde? Procesiune? Peste tot am fost. Da? Și la procesiune, și la... Dar toate... Că am fost în trei locuri, știi? Și la plecare, și la venire, și la mijloc. Da, am fost... Eu și la conferință la primărie și peste la tot, primărie, nu? Da, n-am fost la... n-am fost la... Poți să fiu rău tăcios? N-am fost la conferința de presă de după procesiune. Că nu știi tu, Oana, că n-ai de unde să știi tu, de anul acesta există și s-a făcut declarații de presă după procesiune, la, așa, de către... De ce s-a stabilit data de 22 și nu... Nu, nu? Da, nu. Nu. Nu e, că e... Am primit un mesaj de la pe grupul de jurnaliști. Sper să nu greșesc. Uite, acum ochi, în timp ce bat din gură, așa tâmpenii cum bat eu de obicei, unde, că chiar și râdeam ce acum e un fel de instituție de stat în stat cu cei de la... Unde, doamne, este aici? Oi, găsi eu. Ba, uite, comunicarea SR, media SR. Am primit mesajul ăsta foarte frumos. Voi fi în fața, nu zic nume, după, voi fi în fața balachinului din curtea mănăstirii pentru sincroane. Adică e o treabă foarte serioasă asta cu care se întâmplă cu pelerinajul de Sfântul Ioan cel Mare de la Suceava. Începe să devină o chestie foarte, foarte comercială și un pic doare și un pic seamănă a povestea de la Sfântul Parascheva. Da, partea bună pe care am auzit-o de la oameni e că anul acesta a fost mai organizat drumul. Traseul? Traseul. Nu a fost atât de aglomerat. Nu a fost multă lume, Oana. N-a fost multă lume. Cei de la arhiposcopie spun 10.000 de oameni. N-au fost 10.000 de oameni. În jur de 8.500 spun cei de la jandarmi. Și cei de la jandarmi, băieți, fiindcă așa au zis 1.000. Nu, eu cred că dacă au fost 6.000 de oameni, mare lucru, dar posibil să greșesc. I-am numărat, știi că se fac grupulețe aia de 100, îi numeri, poți să identifici. Nu cred că au fost nici 6.000, dar nu mai contează. E complicat, Oana, să faci pe 22. De-aia cred eu că cei de la arhipiscopie un pic încep să forțeze mâna tradiției. Tradiția era, clar, pe 24, după slujbă, se scoate Sfântul și o nebunie întreagă Suceava. Era o zi pe an, pe 24, ziua Sucevei. Atunci e ziua Sucevei de sânziene, vine bâlciu, avem de toate, e ziua Sucevei, e hramul Sucevei de sânziene. Mâine, că e joi astăzi, mâine, vineri, e sărbătoare. Tu scoți miercuri Sfântul, jumătate, o treime, hai că era prima treime. Probabil că făcând lista cu pro și contra... Dar nu există pro și contra aici, Oana, nu ai pro și contra, toate sunt pro, nu mai există contra, nimica. Erau trei momente mari și late de ziua Sucevei. Slujba de dimineață, procesiunea cu Sfântul pe străzile orașului, știi că erau, și după care, după masa, de pe la ora 2-3, grătare mici, mâna în grindă, seara, bubuială, da? Să fie treaba bună. E, acum începe de pe 22. Ieri mă uitam la oameni, s-au adunat, băi, dar când vine Sfânta, de ce azi? Păi nu știți? Nu. Păi că așa e, auleu, dar nu e pe 24, maică. Băi, nu e pe 24. De ce nu e pe 24? Când nu e pe 24? Dar de ce? Nimeni nu poate să explice. Și au început. A dat o explicație, că de ce, că de aia, ca să meargă pe la mai multă lume, să... Și tot eu am să întreb, bun, și dacă tot ai vrut să-l duci prin tot orașul, de ce nu l-ai dus prin Georgenescu? De ce l-ai dus pe la universitate, pe stradă universității prin față? Care-i treaba? Câți de la universitate se închină la Sfânt, la moști? Mă îndoiesc că studenții din categoria asta. Am eu niște dubii. Câți oameni sunt pe acolo? De ce nu l-ai dus pe bulevardul, cel mai aglomerat bulevard, Georgenescu, unde oamenii sunt acolo, ciopori și chiar aveai cui să te adresezi? De ce nu te-ai dus la Năcăjiții de la spital, prin fața spitalului? Că acolo e nevoie de o leacă de suflet și o leacă de speranță. Deci traseul, spui tu, că a fost unul foarte prost ales. Foarte, deci s-a făcut așa un talmeș-balmeș. Din punctul meu de vedere, că așa s-a dorit. Da, știi cum e? E bine așa, gura mică, n-avem voie să comentăm, că noi nu știm lucrarea Domnului Calinic. E foarte clar că acolo e cu ascultare. Mâine n-avem voie să facem treabă, că e sărbătoare. Mâine e sărbătoare. De-aia îți spun, băi, dacă eu sunt la muncă, toți sunt la muncă pe 22, băi, dar lasă-ne Sfântul chiar nostru a sucevenilor. De cine l-ai luat? De-aia e supărat, Oana, de-aia eu sunt supărat, rea. Că era frumos aici. Nu era frumos, mi-aduc aminte, era bulibășeala aia, dacă ți-aduce aminte, călclaie peste grămadă, ce era de Sfânt, ferească Dumnezeu, ieșeai de acolo după procesiune, Oana, ți mai aduce aminte anii trecuți? Doamne,
lichit eram, bătut, îndoit, unul trăgea, unul fugea, unul ți-arunca cu sânzieni în cap, altul vrea să-l atingă, să atingă rac, la unul te scuipa, celălalt îți făcea rău. Ei, vezi, poate era, a fost mai bine așa, din anumite puncte de vedere. Din anumite puncte de vedere, da, din anumite puncte de vedere a fost mult mai bine. Într-adevăr, anul acesta, trebuie să recunosc, o organizare impecabilă. S-a dat, până și noi presă, am avut toi cu somn, cu presă, bun, aia un fel așa de băgat în seamă, că oricum nu avem nevoie de cosoanele lor de presă, că nu putem filma, că de-aia ne-a dat Dumnezeu libertate încă să filmăm și Constituția României ne dă dreptul în spațiile publice să o facem. Dar foarte eleganți. Ne-au dat traseu, ne-au dat o mapă de presă, adică s-a văzut că e din cu totul altă poveste. De-aia zic, prea comercială începe să devină povestea aceasta cu hramul Suceava. Prea comercială din punctul meu de vedere și prea restrictivă. Oana, am văzut bătrâni și poate care au vrut, ei știau dinainte că, bă, cu raca pe dedesubt, jandarmii, bac, să nu-l atingi pe înalt preasfinția sau carnic. Îmi aduc aminte, pe vremea, Dumnezeu să rete, înalt preasfinției sale, Pimen. Domnule, ieșea omul ăla, era ca un, cum zic, o picătură dumnezeiască acolo în mulțime. Toată lumea, ai pupal, să-i atingă hainele. Poate că era rău. Poate că era bine. Nu știu, Ana. Nu știu. Dar era altceva, la capitolul care suntem noi. Să nu mă întreb dacă e vorba de civilizație, să nu mă întreb dacă e vorba de modernism. Că ce se întâmplă acum cu plimbarea asta, cu procesiunea aceasta, nu ține de modernism, de știință, de tradiție, de zeci de ani lăsată. Bă, pe vremea noastră se mergea, hai să mai ieșim o dată. Asta e situația. Nu știu dacă ne-am civilizat, nu știu dacă am evoluat foarte tare la cap, că discuția poate comporta foarte multe povești. Dar dacă tot așa era pe vremuri, hai să o lăsăm așa cum era. Ori o scoatem de tot, dar știi cum e? Hai să îmbunătățim arhaicul. Adică ce să punem la o pincioană? Să punem pe dinăuntru niște gumare așa și... Adică nu mai e. Nu știu dacă m-ai înțeles. Îmi cer scuze, da. Și de la suceveni și de la toți cei care... Păi, așa era. Nebunii aia. Dar de-aia te duceai. De-aia vineai la Suceava, Oana. Da, uite, ai zis, hai să o lăsăm așa. Cum e cu, hai să o lăsăm așa cu Casa de Cultură? Păi da, hai să o lăsăm așa. Da? Dar așa o lăsăm. Așa am lăsat-o. Sindicatelor sau de exact. Ce? Așa o lăsăm din 1992, sper că nu greșesc, de când e dată legea sindicatelor. De când primăria tot încearcă și acum încearcă să găsească o soluție. E o poveste, Oana, pe care am auzit-o de la domnul Flutu și de la domnul Lungu în 2008, pentru prima dată. Din 2008 tot aud de fiecare dată, când mai cade câte o bucată din Casa Culturii și se mai întâmplă un necaz, tot aud că vai de mine ce facem și toată lumea zice, da, e ok, nu se poate face. De ce? Că nu se poate face. Pentru că este un, cum să zic, este un măr din ăla, nu neapărat otrăvit. E fructul oprit. Sunt foarte multe patrimonii. Casa de Cultură a Sucevii este un patrimoniu al sindicatului. Care e sindicatul? BNS, cartel alfa, toate LSE, UGS-le. Și dacă se va face, totul va fi al Casei de Cultură, clar, nu există. Casa de Cultură a sindicatului, cât are fiecare sindicat, n-are. E așa un halor, mă slege atâta de aiurea. Care sindicate, să mă întreb? De unde sindicate? Când ai să uiți, s-ar putea să fii extrem de surprins. Sunt câteva sindicate mari și late în Suceava, pe la sanitare, pe la DGASPC Suceava, instituțiile astea de stat. Dar ei săraci n-au mai nimica din casa asta de cultură. Ei sunt mai mult acolo ca să fie treaba bună. Ei, Casa de Cultură rămâne o ruină, o paragină. Uite-te cum arată acum, Oana. E un suport pentru reclame. Casa de Cultură nu mai e Casa de Cultură. Casa de Cultură se rupe, se prăbușește. Am fost acolo, deci nu mai. Ea e terminată. Sindicatele nu au bani să o întrețină. Nu pot să bage. De-aia încearcă acum primăria soluția legală. Trebuie dat o lege. Și e, cum să zic eu, e cutia Pandorei, ăsta era cuvântul, nu mă rog, trebuie. Cutia Pandorei, că dacă faci la Suceava, faci în toată țara. Și samsari imobiliari, așteaptă momentul ăla. Și ultimul punct pe ordinea de zi, așa repede, astăzi s-au afișat rezultatele inițiale la examenul de final de clasa 8-a, evaluarea națională. Da. În județul Suceava avem 8 elevi care au obținut media 10. Rușine să le fie. Rușine. Felicitări lor și felicitări tuturor celor care au reușit să depășească acest moment. De acum urmează stresul, nu? De ce? Păi începe cu repartizarea computerizată, completarea fișelor, cu... Na. Contestațiile întâi. Întâi contestațiile. Astăzi contestațiile și mâine... Repartizarea computerizată digitală pe bază de dosar, nu?
Pe bază de dosar, nu? Păi nu e pe bază de dosar, e pe bază de medie. De medie, care trebuie să completate niște fișe, nu? Le completăm cu acolo. Cu niște coduri, până, da. Bun, Doamne, ajută fii prin. Deocamdată, pe astăzi s-au afișat rezultatele inițiale. Tot astăzi și mâine copiii ăștia 8. Contestații. Sper să fie mai mulți care să aibă nota 10. Ministrul Educației a spus că e bine față de anii precedenți, pentru că notele peste 5 sunt mai multe decât în anii precedenți. Eu nu știu care parte a declarației domnului ministru Grindeanu, doamne, Câmpeanu, ai ascultat-o tu. Eu am ascultat că până în 10% sunt copii care înțeleg cu ce să mănâncă din clasa 8-a, ce se mănâncă limba română, cu ce se mănâncă educația în general. Restul ne îndreptăm așa cu pași, dar nu rapizi. Așa e topoganul spre analfabetism funcțional. Și asta e extrem, extrem de îngrijorător. Probabil că tu, ca mamă, ca și cadru didactic, te-ai bucurat așa când ai auzit că e mai bine decât anul trecut. Anul trecut a fost foarte rău, Oana. Unul e mai mult ca zero, doi e dublu cât unul, dar e foarte puțin. Noi avem nevoie de o reformă și vorbesc și cu tine aici, de o reformă în învățământ, dar nu așa. Era da, poate nu doar la structura anului școlar, ci la programă, deci de la... Programă, un cap, la... la celălalt, de la un capăt la celălalt, să spunem stop odată, oameni buni, până în 2028, dau un exemplu, vom funcționa așa din 2028. Dragi profesori, ne pare rău pentru voi, trebuie să vă pregătiți pentru altceva. Oameni buni, uitați, noi suntem pe modelul rusesc din anii cât? 1948. Bună, da, 1950. Da, de când e revoluția, lucrând în sistem, nu cred că a existat an fără schimbări în sistem. Nu reformă, dar nu schimbări. Știu dacă schimbări adică, esențiale cum, Ana, la modul și bune. Că nu ne mai uităm la telefon așa, ținem telefonul la ureche. Să îl pun așa și o să vorbesc cu el așa. Alo, da? Da? Da, bine, da, 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 cam așa. Am luat din alte sisteme de prin Suedia, Finlanda, dar nu prea se potrivesc la noi, adică acum știi cum facultatea e un drept, cam așa sună. Și păi, nu vezi, Oana, vrei să fii rotăcios? Ai văzut cum se momesc copiii la facultăți, la universități, uite-te la Suceava, lui de cartele, laptopuri, hai numai să facem, să fie bine, să nu fie rău. Nu e, sistemul este prost, de la un capăt la cealaltă, din clasa 1, din clasa 0, pregătitoare, clasa 0, când ai auzit clasa 0, în ce clasă ești? În 0. În pregătitoare. În 0, mă? Pregătitoare. Păi nu, da, tu zici pregătitoare că ești cadru didactic, dar nouă ni s-a spus clasa 0, clasa 0, 1, 2, 3, 4. Dă-i la 4, 5, 4, 8, 8, 12, facultate. Te-am facultate, toți au facultate. Toți au, ce faci cu facultatea? Nimic. Trăiască, vreau să zic, trăiască centrele... Și au apărut din ce în ce mai mulți doctori, doctor, nu? Da, e medici. Acum să-ți iei doctoratul e mai ușor, așa. Doctor din ăștia pe hârtie, adică doctor de diverse campionate. Bun, revenind la acești copii, mai au emoții încă o săptămână. Oana, nu au nicio emoție. Singurile emoții sunt ale părinților. Atât? Sistemul este făcut să-i scoată, bine, mersi, la revedere. Crede-mă pe cuvânt. Așa este sistemul România. Să nu te lase în urmă. Te descurci tu. Dacă ai nevoie de școală, Franța e pregătită, Portugalia e pregătită, Spania e pregătită, Italia e pregătită, până și Anglia e pregătită să-ți ofere învățământ. Pe bani, adevărat. La noi, învățământul la stat, ăsta este. Îți mulțumesc pentru prezență, te aștept mâine la știri.